Nisipul ăsta e din vama veche. Și scoicile astea din vama. Apă din Marea Neagră și miros proaspăt de alge. Le-am luat direct de pe plajă. Hai, bășa. Cred că pasta trebuia să o lăsăm. Marius, ai vrut în vamă. Noi ți-am adus vama mai aproape ca să te relaxezi mai des. Lasă un mesaj pe smileydelivery.ro și Cosmote îl face cunoscut în toată țara. Ia-ți oferta cu cele mai multe beneficii de pe piață ca să te exprimi în voie. Cosmote, lumea noastră ești tu. Alege coenzima Q10 Dual, formula duală cu microparticule și beneficiu dublu asupra inimii. Efect prompt și de durată. Ai grijă de ritmul inimii tale. La Catena ai 20% reducere la coenzima Q10 Dual. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pasiunea, nebunia, drama, spectacolul sunt toate numai aici pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. Rom Telecom, împreună acasă. От живописно то село. Ты так дышал, чем можешь. До сердце то награда. Убьем. Would it be possible to see the body? От зората на века. I believe I've found something. До прогреса на 60-те. Arrest this mad woman! Най-прочутите криминалисти в света са последите на престъпниците. That's enough. Уикенд маратони на убийствата. Всеки уикенд по епик драма. Această emisiune vă este prezentată de Collagen Swedish Nutra pentru frumusețe, un produs din Grădina Sănătății. Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Invitata mea de astăzi, doamna doctor farmacist Roxana Garbulean, ne va spune importanța colagenului lichid sau colagenului pentru piele și pentru a avea piele frumoasă. Bună ziua, doamna doctor, și bine ați revenit! Bună, Alexandru, și bine te-am regăsit! Colagenul și pielea sunt mereu discutate împreună, deoarece reprezintă o componentă majoră a celui mai mare organ din corp. Ar fi ideal să obținem suficient colagen din alimentație, însă adevărul este că stilul de viață actual nu ne permite să acordăm prea multă atenție componentelor alimentației pentru aportul dorit de colagen. Suplimentele nutritive sunt, prin urmare, o sursă practică și accesibilă. Moleculele de colagen în stare nativă sunt prea mari pentru a putea fi absorbite. Dimensiunea contează și în cazul colagenului și pentru a alege suplimentul potrivit cu colagen este nevoie să cunoaștem câteva date. Colagenul lichid sub formă de peptide este deja descompus la o dimensiune potrivită în vederea asigurării unei bune biodisponibilități și a unei absorpții sporite. Există multe tipuri diferite de colagen, dar între 80 și 90% aparțin tipului 1, 2 sau 3, majoritatea fiind colagenul de tip 1. Fibrele de colagen de tip 1 au o rezistență mare la tracțiune, pot fi întinse fără a fi rupte și este dovedit științific că acest tip de colagen lichid sub formă de peptide se absorbe ușor în sânge. Foarte important este că peptidele se absorb și la nivelul epidermului și dermului. Dermul este responsabil de elasticitatea și rezistența pielii. Peptidele de colagen se absorb în acest strat unde declanșează sinteza endogenă de colagen la nivelul pielii. Vârsta poate încetini sau reduce sinteza colagenului. Declinul în sinteza colagenului apare devreme, începând cu vârsta de 20-30 de ani. Un aliat de încredere în procesul de îmbunătățire și menținere a sănătății pielii este colagenul hidrolizat sub formă de peptide, care ajută la încetinirea îmbătrânirii pielii, a țesutului conjunctiv, asigură fermitate și elasticitate pielii, preîntâmpină apariția ridurilor, conferă fermitate pielii, iar suplimentele alimentare cu colagen lichid hidrolizat ajută la refacerea nivelului de colagen din organism. Așa cum spuneam, nu toate tipurile de colagen sunt la fel și pentru a putea beneficia de toate proprietățile sale uimitoare, colagenul hidrolizat sub formă de peptide este varianta cu cea mai mare și cu cea mai rapidă absorpție a colagenului. Mulțumim, doamna doctor, pentru informațiile utile. Aici, până punct emisiunii de astăzi, rețineți că pentru a avea o piele frumoasă și netedă este important să consumați colagen.
Această emisiune v-a fost prezentată de Collagen Swedish Nutra pentru frumusețe, un produs din Grădina Sănătății. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro. Această emisiune vă este prezentată de OsteoEffect de la Good Days Therapy. Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Știm cu toții că osteoporoza nu prezintă simptome. Ce trebuie să facem pentru a preveni efectele grave? Ne va spune invitatul meu de astăzi, domnul doctor Cristian Brăbulescu. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua! Într-adevăr, osteoporoza este o afecțiune care se diagnostichează foarte greu pentru că nu are simptome foarte clare, dar este destul de frecventă, ținând seama că 40% dintre femei la menopauză suferă cel puțin o fractură osteoporotică. Cum prevenim această afecțiune? Este foarte important, întâi printre niște măsuri simple, și anume mișcare regulată, expunerea la soare, pentru că vitamina D se activează atunci în piele când este expus la soare, printr-un regim alimentar bogat în calciu, vitamina D, și renunțarea la fumat și consum redus de alcool și cafea. Dar toate astea trebuie dublate aceste măsuri printr-un supliment alimentar pe care eu vi-l recomand și care să conțină toate substanțele care se găsesc în compoziția osului, și anume calciu, magneziu, cupru, zinc, vitamina C, foarte importantă de asemenea, MSM și lizină. Dar substanța cea mai importantă și care are un rol deosebit în tratarea osteoporozei este trehaloza. Ce rol are trehaloza în compoziția osului? Reglează activitatea osteoclastelor. Ce sunt aceste osteoclaste? Sunt niște celule osoase care absorb osul îmbătrânit. Deci osul este făcut dintr-o zonă de celule, adică osteoblaste și osteoclaste, și o zonă de minerale, fosfat și carbonat de calciu. Ce fac? Osteoblastele sintetizează osul, adică fac o matrice de colagen pe care se depun minerale. Osteoclastele rezorb osul îmbătrânit, deci distrug osul în mod normal și astfel osul stă într-un echilibru foarte bun. Este foarte important acest preparat pentru că, vedeți, acționează pe toate componentele osului. Vă mulțumim, domnul doctor, pentru informațiile utile. Aici punem punctul emisiunii de astăzi. Rețineți că pentru cât mai multă sănătate este esențial să urmați un regim alimentar echilibrat, să vă odihniți și să nu neglijați activitatea fizică. Pe data viitoare! Această emisiune v-a fost prezentată de OsteoEffect de la Good Days Therapy. Fix fără fir? Parcă ziceam că strângem cureaua. Păi am trecut pe la Rom Telecom și mi l-au dat gratis. Da, și eu când plătesc lumina primesc o lustră gratis. Una fără fir. Incredibil, dar adevărat. Vino acum la Rom Telecom și ia-ți unul din cele 100.000 de telefoane fără fir oferite cadou. Mai mult, vorbești minutele gratuite din abonament și către Cosmote. Vreau ca tati să nu mai spună tati, trebuie să închidă acum. Vreau să mă sune toți, să audă cel mai fericit om din lume. Vreau să-mi sun toate clientele de ziua lor, sau mai bine, pe soții lor cu o zi înainte.
Vreau să fiu bunica lor tot timpul, nu doar în vacanțe. Vreau să fiu alături de oamenii mei, oriunde mă duce afacerea mea. Acum vorbești liber din RomTelecom către Cosmote. Suni în ambele rețele cu minutele incluse în abonament și vorbești la tarif de rețea după consumarea acestora. Să rămână, doamne, papagalul. O pizza cu pepperoni, mică, fără pui. Au, ușor să nu scapi, țin-o bine. Iar pizza! Dar de ce? Aveți mii de minute gratuite pe lună, chiar și pe mobil. Și v-au ieftinit ăștia și abonamentul. Pizza! Nasul, voce, mii de minute. Se vede cine se dă cu 30 de mega pe net. Încearcă și tu hiperviteza Quickness. Cercește zani cu cap!